E diferență, sigur, între o locuință de serviciu, o casă de vacanță, undeva de vizităm, și o reședință permanentă. Și dacă am fi întrebați, noi am dat o anume adresă. Dar Cuvântul lui Dumnezeu de astăzi ne îndeamnă să nu ne grăbim să dăm această adresă, să așteptăm puțin să vedem ce, despre ce adresă este vorba până la urmă, când discutăm de o reședință permanentă. Când te muți de la o locuință la alta, și puteți să mă întrebați pe mine, care de 40 de ani mă mut, când te muți de la o locuință la alta, prima grijă e să te duci la oficiu poștal și să comunici noua adresă și să spui toate scrisorile care vor sosi pe vechea adresă să le trimiteți aici. Și îți vine cu o etichetă galbenă și la noua adresă. Ne-am gândit vreodată că, de fapt, noi suntem aici, pe pământul acesta, în trecere. Ne-am gândit vreodată că nu este acesta locul. Ne-am gândit vreodată că orice fel de mesaj, de un fel sau altul, care este trimis la adresa aceasta, sfârșește la adresa cealaltă. Așa, după cum a spus Mântuitorul nostru, strângeți-vă tare, tare comori în ceruri. Ce fel de comori depinde de fiecare dintre noi. Niște oameni în nefericire își vor aduna o comoară de mânie, ați citit cuvântul ăsta? Pentru ziua aceea. E cazul să ne întrebăm pentru că orice fel de mesaj legat de numele nostru este forwarded, este trimis la această adresă finală. Oamenii vor fi confruntați cu fiecare cuvânt pe care l-au rostit vreodată. Fiecare cuvânt. Lucrul acesta este pe de o parte mângâietor și pe de altă parte înfricoșător, dar este binecuvântat pentru că trăim într-o lume în care totul contează. Nu mai poți vorbi ce vrei pentru că ia, puneți caseta să vedem. Nu mai poți să te miști într-o lume ca aceasta, permițându-ți anumite lucruri, nu mă vede nimeni. Cum spunea în Biblie, nu, nu există așa ceva. Pământul s-a umplut de camere, oriunde. Și se întâmplă așa și va fi și mai serios, citiți 1984, al lui Orwell, Acolo găsim noi acest fel de surveillance, de urmărire a oamenilor până când se înființează o poliție a gândurilor. Ce gând îți trece prin minte? La Pitești, spre exemplu, sub băta lui Țurcanu, care a omorât atâția studenți creștini, fiecare dintre cei bătuți omorâți cu băta trebuia să facă numit autodenunț, adică să spună tot ce își aducea aminte de la prima zi a copilăriei până la ultima zi și când omul nu mai avea ce spune sau obosea, era bătut omorât la pământ. Ascultați-l pe Nicu Ioniță, el o să vă spună aceste lucruri. El e un tânăr student la medicină care a fost internat la Pitești, a trecut prin acest regim teribil. A fost într-adevăr omenirea, este revoltată la ideea că Dumnezeu e prezent, Forma fetei acelea, Dumnezeu să mă lase în pace. Sigur și-a fost lăsat în pace. Chiar însuși Domnul spune, Efraim s-a de idolul lui, lăsați-l în pace. A fost jenant și este jenant pentru generația aceasta așa de evoluată a noastră, Ideea de har, cine are nevoie de mila lui Dumnezeu, ci eu sunt de mila cuiva sau și nu, nu trebuie, omului nu-i trebuie așa ceva. Lui trebuie titanismul acela despre care a vorbit nici acel uh, Uber Mansion, omul acela superior care este crud, care e neînduplecat, care l-a servit pe Hitler. Aceasta e generația noastră. I s-a părut jenant ca Dumnezeu să-i acorde har. Aceasta e generația noastră. Ei i s-a părut deranjant ca Dumnezeu să fie prezent, pretutinde în prezent. Și atunci Dumnezeu nu este pretutinde în prezent, a lăsat să fie camerele pretutinde în prezent, microfoanele și tot felul de mijloace prin care oameni de un fel sau altul folosesc aceste lucruri ca să invadeze sufletul aproape lui său. Dar slavă lui Dumnezeu, noi am ales nu microfoanele și nici camerele, noi am ales prezența lui Dumnezeu cu noi. În cugetul și conștiința noastră, oriunde suntem. Acum, iubiții mei, textul acesta care a fost citat aici de fratele William, aș dori să-l reluăm la pas. El este concluzia Psalmului 23. Aici încheiem noi prin Harul Domnului, această mică incursiune, el a rămas deschis gândirii și cercetării sufletelor noastre. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Vrei să spui că și în ziua ce? dacă toate, toate. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru toate. În toate zilele vieții mele, indiferent în ce voi fi și prin ce voi trece, Fericirea sufletului și harului Dumnezeu, îndurarea, mă vor însoți. Vor fi ca umbra pe mâna dreaptă, mă vor însoți. Dacă Domnul este Păstor vieții, aceasta este concluzia psalmului acestuia, și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Aici este reședința noastră permanentă. Aceasta pe aceasta am ales-o. De fapt, fie că un om dorește să primească lucrul acesta, a locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor, fie că nu, reședința lui permanentă rămâne. El are o reședință permanentă, indiferent cum se numește aceasta. Imediat o să mergem acolo. Pentru că Eclesias, capitolul 12, cu versetul 5, spune Omul merge spre casa lui cea veșnică. Aceasta este reședința permanentă. Omul merge spre casa lui cea veșnic. Noi locuim în casă de pământ, corpul ăsta este casă de pământ, locuim într-o casă de pământ, tot ce e aici a fost luat din pământ, tot ce vedem aici. Toate lucrurile acestea sunt pasagere, dar există ceva care se numește casa lui cea veșnic. omul merge. Și dacă el nu vrea să meargă, trenul în care este el totuși merge. El merge spre destinația lui Ceaveșnică. Acum, aici unde Cuvântul lui Dumnezeu spune, voi locui în casa Domnului. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă să mă mut aici? Înseamnă să-mi pun bagajele aici? Am avut situație, cel puțin în două biserici aici în Statele Unite, când n-am avut unde să duc niște persoane fără adăpost decât în biserică. Ne-am dus acolo, zi, vezi că vin dimineața de și te scot afară de aici ca să începe slujba și să nu cumva să... nu poți să te las în gerul ăsta. Și am dus înăuntru și m-am dus dimineața și am scos, am făcut curățenie, totul în ordine și am putut să... Aici însă a locui în casa Domnului înseamnă cu totul și cu totul altceva. În 1 Ioan 3, cu 2 spune că atunci când se va arăta El, noi vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este el. Noi trăim în vremelnicie, în timp. Și asta trec, toate. Dar nu trăim fără o asigurare. O asigurare de plină sub semnătura lui Dumnezeu. Nu vecinul. Sub semnătura lui Dumnezeu. Și iată ce scrie Scriptura. Știm, în adevăr, că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, un cort, da? Avem o clădire în cer. Aceasta nu poate să o spună omul care nu crede în Dumnezeu. El nu are capitolul acesta. La el se încheie. Dacă se desface, da. Pe când aici Cuvântul lui Dumnezeu spune, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Aceasta este asigurarea pe care ne-o dă nouă Dumnezeu. De aceea noi nu umblăm cu frică sau cu spaimă pe pământ, nu ducem frica morții pentru nimic în lume, nu, noi avem frică de Dumnezeu, nu de moarte. Îi mulțumim din adâncul sufletului că asigurarea aceasta a lui a dat pace sufletului nostru, indiferent ce fel de avioane sau bombe zboară pe deasupra noastră. Dacă se întâmplă lucrul acesta și se desface, avem o clădire în cer care este veșnică. Și dacă ar fi să rezumăm așa la două cuvinte, casa Domnului în care voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele vremelnice și veșnice, dacă ar fi să rezumăm, a locui în casa Domnului înseamnă a locui în prezența Domnului. Asta e tot. Casa aceasta nu este într-un loc să mă duc la ea și să vin înapoi. Și nu este casa aceasta. Nu. Ci este locuirea noastră împreună cu Domnul și locuirea Domnului împreună cu noi. Aceea e casa lui Dumnezeu. Ați observat ce a zis Iacov în noaptea aceea? Era în deșert, era nisip, pietriși, scorpioni, erau de toate acolo. Ce a zis omul ăsta? Wow, zice. Aici e casa lui Dumnezeu frate, să uitau. Dar nu văd nimic, frate. Unde e casa lui Dumnezeu? Aici este casa lui Dumnezeu pentru că este prezența lui Dumnezeu. Un loc obișnuit pe care îl vede Moise un și arzând devine deodată sfânt. De ce? Era prezent Dumnezeu. Locul pe care stai este sfânt datorită acestei prezențe. Când prezența lui Dumnezeu s-a depărtat de o casă sau de templu sau de un suflet, în clipa aceea el revine la forma lui cea fără Dumnezeu. Iisus îi spune cuiva, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi, adică tatăl și cu mine, Vom veni la El și vom locui împreună cu El. Nu este vorba nici de ziua șaptea, nu este vorba nici de ora de la 11 la 12. Este vorba de permanenta locuire a prezenței lui Dumnezeu în ființa noastră. Aceasta e casa lui Dumnezeu. Despre aceasta se poate spune, iată, cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Acesta e cortul lui Dumnezeu prezența lui Dumnezeu în viața și ființa noastră. Și mergem cu lucrul acesta oriunde suntem pe lume. Aceasta e prezența lui. Prin ce să treacă lucrul acesta? Nu este nimic statornic pe pământul acesta. Nu există nimic odată pentru totdeauna. La noi oamenii. Nu. Unii oameni au spus odată mântuit pentru totdeauna mântuit. Vorbe frumoase. Dar nu este nimic statornic în locul acesta. Nici chiar casa lui Dumnezeu. Iisus vine și găsește altceva. Și el spune, zice, casa tatălui meu se va numi o casă de rugăciuni pentru toate popoarele, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Din casa Domnului? Și apoi peștera de tâlhari este lăsată pustie. În care Domnul spune, vi se lasă casa pustie. Așadar, iubiții mei, când o să vă întrebe cineva pe voi, cine a dărâmat templul din Ierusalim? Nu vă grăbiți să spuneți romanii la anul 70, Titus, chestii, generalul Cestus, să nu vă grăbiți să spuneți așa ceva. Voi sunteți creștini, voi tot ce răspundeți vine de la Isus. și voi nu o să spuneți romanii au dărâmat templul, nu, nu, nu. Voi o să spuneți așa, casa lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu sunt cei care au transformat casa lui Dumnezeu, au dărmat templul lui Dumnezeu și au ridicat acolo o peșteră de tâlhari. Nu romanii au dărmat templul, ei sunt cei care au dărmat templul. Oamenii aceștia, voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Ce au dărâmat romanii până la urmă? Cine îmi spune? Ziduri, ziduri, dar vă rog să folosiți cuvintele lui Isus. Ce au dărâmat romanii până la urmă? Ah! Uite răspuns aici. Au dărâmat o casă pustie. S-a înțeles lucrul ăsta? Iisus a spus, vi se lasă casa pustie. Asta e ce au dărâmat romanii la anul 70. De asta a intrat generalul acolo cu sabia, să vadă ce e dincolo de catapatează nu era nimic. Un echivot, unde e prezența Lui Dumnezeu, era o piatră din vechiul templu. Și lumea a crezut că acolo este... Nu, un loc este casa lui Dumnezeu numai dacă se manifestă acolo prezența lui Dumnezeu. Nu dacă scrie pe o casă că e casa lui Dumnezeu. Nu, nu. Foarte ușor luăm cuvinte și generalizăm rapid. Trupul vostru e templul Duhului Sfânt. Serios? te opri oprit prea de vreme. Scriptura continuă. Dacă Hristos locuiește în voi afară de cazul că aceasta e ceea ce transformă un trup într-un templu al Duhului Sfânt. El nu este de la sine așa, nu, ci locuirea Duhului Sfânt face din corpul și ființa noastră un templu al Duhului Sfânt. Fiți foarte atenți pentru că mergem la un loc extrem de important și aș vrea să urmărim aceste lucruri pas cu pas. Templul nostru nu este făcut din cărămii sau din lemne. Nu este făcut nici din oamenii din jurul nostru. Oamenii din jurul nostru sunt, să numesc, adunarea. Noi suntem parte din adunare. Dar templul sufletului nostru îl găsim aici în Ezechiel 11 cu 16. Unii dintre noi n-am auzit niciodată textul acesta. Vom auzi acum. Spune Domnul, dacă a fost depărtați printre neamuri și am risipit în felurite țări, atenție, luați cuvântul acesta. Totuși, le-am fost un templu. Ai prins ideea? Acolo unde ei au fost risipiți la marginea cerurilor, templul era cu ei. Și templul nu era o construcție, ci templul era el. Eu le-am fost un templu. Și acum îl vom lăsa pe însuși Domnul să spună aceste cuvinte. Și el spune așa, stricați templul acesta. Și în trei zile cum adică, păi, a trebuit 45 de ani, am muncit aici și asta este ceva. Și scrie scriptura în versetul 21, el le vorbea despre templul trupului său. Eu le-am fost un templu. El este templul nostru care merge cu noi la lucru, merge cu noi acasă, merge cu noi pe drum, merge cu noi pe drumul cimitirului sau pe drumul spitalului sau oriunde pe pământul acesta ne mișcăm în templul acesta. El este templul nostru cel adevărat. Asigură-te că atunci când se va strica acest cort al tău, este vorba de un templu. Pavel spune, dacă se distruge trupul acesta, avem o clădire în cer. Asigură-te că se dărâmă un templu, nu o casă pustie. Asigură-te de lucrul acesta. Atunci când aceasta se întâmplă. Omul nu este om decât în casa lui Dumnezeu. decât în prezența lui Dumnezeu. El este o ființă creată de Teos, de Dumnezeu. Misiunea ta pe Pământ, misiunea omului, misiunea mea nu este să fac una sau alta, ci să port chipul lui Dumnezeu pe Pământ. Aceasta, la aceasta am fost chemat. Și trebuie să vorbesc, să trăiesc, să gândesc cu acest lucru în mintea mea. Eu port chipul lui Dumnezeu, eu nu pot vorbi oricum, eu nu pot privi orice. Eu sunt omul acesta care am fost chemat de Dumnezeu să port chipul lui Dumnezeu pe pământ. Asta e singura chemare. Și purtarea chipului lui Dumnezeu se manifestă după aceea în tot ce facem, fie că mâncam, beți, orice faceți pe... în viața aceasta, se manifestă purtarea chipului lui Dumnezeu. Dar nu numai, ci unor a spus Iisus, voi aveți alt chip. Voi purtați chipul tatălui vostru. Tatăl vostru a fost de la început un mincinos și un ucigaș. Voi purtați chipul lui. Voi aveți de tată pe diavolul. Păi, dar nu e groaznic să spui așa ceva cuiva? Dar nu este mai groaznic să lași pe cineva să moară fără să-i spui treaba aceasta? Nu cumva este și mai groaznic pentru. să nu-i spui acestui om când ar avea posibilitatea sau puterea să-i scoți, i-a spus lui Pavel, să-i scoți de sub puterea satanei și să-i aduci la Dumnezeu. Nu cumva e o crimă și mai mare a nu-i spune cuiva lucrul acesta? Să luăm la inimă aceste cuvinte ale Domnului. Să privim în oglinda aceasta despre care vorbește Scriptura pe când privim la chipul lui, suntem schimbați în același chip al lui, pentru că la chipul la care privim, în aceea vom deveni noi, în aceea ne transformăm noi. Doar în legătură cu Dumnezeu este omul om. Îndată ce s-a despărțit de Dumnezeu, sau îndată ce au spus celui prea înalt pleacă de la noi, omul nu mai este om. Ce este în clipa aceea? Diavol. Ce a spus Isus despre unul de la masă? Nimic nu este atornit pe pământul acesta. Noi umblăm prin credință și legătura noastră cu Dumnezeu, dependența noastră de Dumnezeu nu este ocazională, este permanentă sau nu există. Permanent, El este singurul care poate păstra ființa mea de om ca om. Așa cum am auzit atâtea ori, zice, dacă nu există Dumnezeu, atunci totul e permisibil. În cazul ăsta, nu mai avem ce discuta. Și Dostoevski are o idee atât de profundă. El spune așa. Zice, există o condiție esențială pentru existența omului. Ca un om să fie om. Omul om e o condiție esențială și condiția este ca totdeauna el să se poată închina înaintea la ceva care este infinit mai mare, adică Dumnezeu. Aceasta, aceasta înseamnă om. El este numit homo adorans, omul care, se, care adoră pe Dumnezeu, care se închină lui Dumnezeu. Când el nu mai are lucrul acesta, din clipa aceea încetează să fie om. El nu este om din clipa aceea e biologic, este demonic, e cu totul altceva despărțit de Dumnezeu. Care este esența demonicului? Eu odată, dacă o să mai avem haru, o să avem o mică serie pe tema aceasta, o să vă rog să uh, cuplați centurile, cum, scrie, cum, ne spune în avion, decolăm. O, o să învățăm câteva lucruri cu tremurătoare la acest capitol. Esența demonismului este separarea sau despărțirea de Dumnezeu. Cum sună crezul unui diavol? Cine știe? Ce avem de a face cu tine? Mă chinuie numele tău și prezența ta. Aceasta înseamnă demon. Și se poate aluneca atât de ușor de sub paternitatea lui Dumnezeu sub paternitatea satanei. Nici nu ne dăm seama uneori. O, oh, să te ferească Dumnezeu să faci așa ceva. Cum poți să zici tu, așa ai spus, Petru? Dar, păi da, din nou, de o clipă ți-a spus că Duhul ți-a descoperit lucrul ăsta, ai, ai, enunțat cea mai înaltă declarație a credinței creștine, ai spus că este zidită pe, pe temelia aceasta credință și acum în clipa următoare, în clipa următoare spui să te ferească Dumnezeu, Doamne. Știi cine te-a pus? Eu cred că, știu, eu zic că e bine ce am zis. Zic că mi-e milă, mi-e drag de tine. Sau... Eu cred că din cauza... Nu, nu din cauza asta. Nu știi ce duh te-a îndemnat să faci lucrul acesta. Înapoi a mea, satanul. Același om! De aceea, vegherea noastră este trăire. Noi trăim în prezența lui Dumnezeu. Doamne, am venit la întâlnirea cu tine. Doamne, fii oaspetele nostru și nu uita să pleci după program. Tot felul de expresii de felul acesta. Iubiții mei, prezența lui Dumnezeu înseamnă respirație. Cât timp ai putea să stai fără respirație aceasta? Rugăciune nu înseamnă recitarea unei poezii, ci înseamnă un suflet care respiră. Și respirăm ritmic și permanent și ființa noastră există fiindcă respirăm. Fie că mergem pe stradă sau lucrăm ceva sau păstrăm această continuă respirație a Sufletului, care este prezența lui Dumnezeu cu noi. Aceasta înseamnă voi locui în casa Domnului în toate zilele vieții mele, până la sfârșitul zilelor mele, care de fapt nu vor avea sfârșit, pentru că atunci când îl vom vedea, vom fi ca El în ce privește veșnicia Lui, permanența Lui. Aceasta e condiția ca un om să rămână om. Și Dostoevski continuă spunând, dacă, dacă, omul este lipsit de această infinită măreție, el nu va mai putea continua să trăiască, ci va muri în disperare. Înțelegeți de ce se sinucid tinerii astăzi într-un așa număr? De disperare. Da. Adică nu există, disperat înseamnă fără, fără speranță, nu există speranță. Notele pe care le-au lăsat ei după plecarea lor de pe pământul acesta, toate notele acestea se refer la disperare. Crimele cumplite care se comite astăzi, războiul acesta care var să sânge, groaznic nenorocire de săptămâna aceasta din Thailanda, 34 de persoane au fost omorâte cu cuțitul și cu pistolul într-un orfelinat. 24 de copii au fost omorâți de un singur om care a fost dat afară din servici, a fost dat afară din slujbă și pentru lucrul acesta a dus cu el în mormânt toți copiii aceștia și lumea. Asta se întâmplă, omenirea se seceră ce a semănat, ea a semănat necredința în Dumnezeu. Păi dacă omul acesta ar fi umblat în prezența lui Dumnezeu și ar fi trăit în casa lui Dumnezeu în sufletul lui, se discuta vreodată de așa ceva? Acesta este drumul. Războaiele, cele care au făcut să curgă atâta sânge, au avut la origine căderea aceasta. Cum a spus Hitler, a luat de la, de la Nice și de la alții, vreau să creez un om crud, fără milă, neînduplecat. L-a creat. Care a fost rezultatul? De aceea, spune Dostoevski aici, dacă un om este lipsit de prezența lui Dumnezeu, Lipsit de această infinită mărire deasupra lui, el nu va mai continua să trăiască, ci va muri în disperare. E o carte, vă recomand dar nu la toată lumea. Este scrisă de Peter Schaeffer, acesta este un dramaturg englez. Cartea se numește Ecus. Ecus înseamnă cal. E... Și în cartea aceasta, el. Vă rog, poate citiți o recenzie cel puțin de pe internet. În cartea aceasta, omul ăsta arată ce înseamnă să smulgi dintr-un suflet închinarea la Dumnezeu. Asta arată el în cartea asta. Ecus. Peter Schaeffer, se numește dramaturgul englez. Este vorba de Allen, de băiatul de 17 ani. La 17 ani știți că se întâmplă ceva în oameni. Și eu am venit la credință la 17 ani. Și am urmărit și pe alții, tot la 17 ani. Acolo se produce un fel de, de. e un fel de placă turnantă. De aceea trebuie să fim atât de iubitori și atât de sufletiști și de zmeriți în relațiile noastre cu copiii noștri. Îmbrăcați-vă cu zmerenii în relațiile cu tinerii și cu copiii. Ei sunt alergici la orice formă de mândrie sau de necinste din partea noastră imediat. Fie că e părinte, mamă, tată, nu, imediat lucrul acesta este, este respins. Și acest Allen din piesa lui Schaeffer are o mamă religioasă și are un tată ateu. Tata se luptă să-i spulbere din minte orice fel, nu e nimic, bem, mâncăm și murim. Mama îndreaptă ochii spre Dumnezeu, sufletul acesta este sfâșiat, și la fel este specia de conflictele din familie sau de cele din biserică. La fel se rupe sufletul omenesc sub această cumplită tensiune. Și Alen înclină spre Dumnezeu. Are în camera lui un tablou cu Isus în lanțuri. Și lucrul acesta îl face pe el să simtă și să creadă în dragostea lui Dumnezeu pentru ființa umană și se închină lui Dumnezeu din cauza aceasta, că prinde ideea aceasta, Dumnezeu a iubit lumea. Vă spuneam de acest doctor dentist cu care am lucrat și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-au căzut dinții din suflet, că am ajuns la omul ăsta, că altfel Dacă aveam unica voi, niciodată n ajungeam la omul ăsta. Bine că au căzut. Și omul acesta mi-a spus, zice, niciodată n-am înțeles că Dumnezeu mă iubește. Acum am înțeles. Nici n-am știut că Dumnezeu iubește lumea. N-am știut. Deși eu n-am vorbit cu Dumnealui specific cu aceste vorbe, mi-a fost frică și să le pronunț, știind că oamenii aceștia au o altă gândire. Dar Dumnealui a înțeles din ceea ce a auzit, a rămas cu simțământul ăsta în inimă. Și la fel era băiatul acesta, Alen. Numai că tatăl a fost înrăit teribil și a fost chiar mâniat împotriva mamei, a denunțat-o că tu ești care distrugi viața tinerilor și în loc să-i lași să progreseze și să fie așa și a venit într-o zi în, în, cameră și a smuls de pe perete tabloul acesta al lui Isus, l-a aruncat și a pus în locul lui un tablou cu un cal. De aceea cartea se numește Ecus, un cal. S-a întâmplat însă Marea nenorocire, omul este o ființă, este homo adorans, omul se închină. E, de înțe e înțeles că atâta timp cât respiră, omul se închină. Apoi la ce se închină, rămâne de văzut, dar el continuă să se închine. Și dacă nu este Dumnezeu, este altceva, este altcineva. Omul, omul niciodată nu va putea abandona această funcție a existenței și a sufletului lui, aceea a închinării. E unul care nu, eu nu cred în nu, crezi în capul tău. Tu crezi în mintea ta, crezi în ideile tale, crezi, tu crezi în ceva, nu? Există om care nu crede. Asta, păi n-ai mai fi pe fața pământului, frate, dacă n-ai mai ieșit din casă, dar tu, tu umbli prin credință în toate lucrurile. Nu crezi în Dumnezeu, dar crezi în ideile tale cu privire la existența lui Dumnezeu. Și așa se face că băiatul ăsta se închina la tablou ăsta, la calul acesta. Și e un, o intrigă mai complexă în cartea aceasta, cei care veți avea acces, vreau să spun esența. La un moment dat s-a dus în grajdul cu cai, acolo unde lucra el ca slujitor, și a spart ochii la șase cai cu o țepușă. Le-a spart ochii ca ei deveniseră Dumnezeu pentru el și ei erau cel, ce, Dumnezeu care îl vedea pe el pe oriunde umblă și ca să nu mai vadă a spart ochii. A fost dus la un psihiatru imediat de magistrat și magistratul a apelat teribil la psihiatru să scape de durerea aceasta pe care o trăia copilul acesta. Și magistratul pierduse credința, și uh, psihiatru pierduse credința în Dumnezeu și el și în loc să-l vindece pe acest băiat îl admiră, dar spune un cuvânt nemaipomenit de mare, Zicem, spui mie să iau durerea acestui om? Nu poți să faci un rău mai mare cuiva, a spus acesta om, decât să iei închinarea omului acestuia. Noi am trecut politic în țară, printr-o perioadă de felul acesta. Am venit aici ca să facem față unor furtuni specializate în domeniul acesta, al materialismului și al ateismului. Suntem într-o mare mult mai furtunoasă decât aceea în care am venit noi din țara noastră și mult mai subtilă. Sunt curenți neobservați, neștiuți, extrem de periculoși. Într-o vreme ca aceasta nu te poate ține decât Dumnezeu, decât dacă ancora ta a trecut dincolo de perdeaua din templu și se prinde de cineva, nu de ceva. E singurul, singurul mijloc de a rămâne în viață. Și atunci psihiatrul acesta spune, fără închinare, omul se împuținează. Și pe pământ, dar și ca ființă, el se reduce. Și se reduce la un, la un robot coloid. A pierdut această înălțime numită om după chipul lui Dumnezeu. Aș vrea să dau citire în încheiere cuvintelor apelului pe care îl face Sfânta Scriptură în Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 24. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul Cerului și al Pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. Nu. No. El nu este slujit. Ăsta e slujitorul lui Dumnezeu. Serios Dumnezeu are nevoie de slujitori? Nu. No. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. Îmi trebuiesc darurile voastre sau slujbele voastre sau... Nu. No. Fiul omului a spus, Mântuitorul nostru nu a venit să îi se servească, ci a venit ca el să servească și să-și dea viața, nu să ia viața cuiva sau să-și dea viața. Este upside down, este răsturnat lucrul acesta. Urmăriți cu atenție cuvântul acesta. Dumnezeu, El care dă viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremuri, a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei, acesta e obiectivul, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-l găsească bășbuind. Măcar că nu este departe de fiecare din noi. Despre noi a fost vorba. Așa să ne ajute Dumnezeu. Tată, îți mulțumim pentru cuvântul acesta. Știm că ne îndreptăm spre casa noastră cea veșnică, dar casa noastră cea veșnică ești Tu. Condu pașii noștri în viața aceasta, te rugăm, și ajută-ne să ajungem acasă. Și oriunde ne vom simți acasă pe pământul acesta, Doamne, fă să nu ne simțim acasă. Până când în ziua aceea, vom sta înaintea ta, te vom vedea așa cum este și vom fi ca tine. Îți mulțumim pentru darul iubirii lui Dumnezeu. Aș dorem să nu uităm niciodată că suntem chemați să purtăm acest chip în lume. Fii binecuvântat în veci. Amin.